Așadar, Salutare! Și bine ne vedem la întâlnirea cu profesorul clasa întâia. Așa este. Zicem repede, dacă ai ceva de întrebat, dacă nu... Da, are o sumă. Are un problem cu sumă. Da, 5.100. Asta era. 5.100. Scădem pe 1, scădem 2, minus 3, minus 4, minus puncte, puncte, minus 100. Minus 97, sunt 7, vreau 8, 100, da? Așa e zis. Deci să zic și eu, minus 96, minus 97, minus 98, minus 99 și în sfârșit minus 100. De acord cu asta. Totul închetul ăsta, cred că nu, nu cred, desigur. Cum? Povestea lui Gauss. Adică ce fă, ce povestea lui Gauss? Zic și mie. Eu nu știu. Zic. Plus 50.
Cred că am făcut 50. Asta este rezultatul. Adică el scade. 1, 2, 3 și în sfârșit noi aflat cât se scade, nu? Care e toată suma care se scade. Da. Și atunci va fi egal aici cu 5.100 minus cât ai găsit cu scăderea aceea totală? 5.050. Sau dar exemplu? Nu știu, mă, cât face. Face 50, așa este. Cât e 5? Pentru că suntem mai mult 50. 100 e mai mult decât 50 față, da? 5.000 și 5.000 s-au dus. Și aia e ca și mai zis dintr-o 100, scazi pe 50 și face 50. Asta a fost problema. Foarte tare. Dar ai descoperit și povestea asta. Toți prietenii noștri să știe acum povestea asta cu Gauss, micuțul ăsta Gauss, în loc să bucească cum au făcut toți copiii, el s-a dus cu tărbița și a arătat toți și învățătoare și a învățat toate și cu lui. I-a spus, du-te mă, că n-a zis. N-ai făcut bine, du-te mă la loc. Și a calculat dinainte. Da, du-te mă acolo. Și a spus că i-a dat 5.050. Asta e. Când a văzut 5.050, s-a speriat. Eu căzut Andreele din mână. Așa s-a spus, cum? Și a întrebat, cum ai făcut, mă? Că învățătoarea... Asta, învățătoarea până atunci nu știa dictat asta. Nu știu, dai 3 și 3, 6 și 4, 10 și cu 5, 5, 5, 5. Așa făcea ea. Sau era telefonul pe femeia? Nu, era un telefon. Nu, nici nu era caietele, nu erau caiete. Tălbiții erau și fiecare zic, tălbiții. Nu, cum ar fi asta, o găsit de tablă așa. Și pe tălbița și-a văzut la fiecare acolo. Deci așa făcea. Erau condiții de astea de acum, cu telefoane, iPhone, nu știu, vorbă. Așa, dar să ne place. Dar multe înainte, de mulți ani în urmă, mulți. Acest micuț Gauss a devenit un mare marșian. Deci el nu a fost așa o întâmplare. Acolo, în banca aceea, în el, în sufletul lui, sau dacă vrei, în ființa lui, s-ascundea un viitor matematician excepțional. Da, vezi? De mic. Și dar mi-a spus, cum ai făcut 1 plus 2, 1 cu 100? Am avut 50 de perechi. Asta? Alea 50 de perechi. Dar de 101? Le-am. Mulțit acolo și le-am adunat. Și le-am adunat, deci l-am gândit iar tot. Și mi-a dat 5.050. Și atunci a fost. De aceea, o vestioară asta de la Gauss să trage, da? Bun. Acum, hai să mai fac o problemă de la de mână. Uite, am un buchet de flori. Da. În care sunt 90 de garafe. 90 de garafe. Albe, roșii, și ce fel de galon mai sunt? Roz, nu? Da. Roz. Albe, roșii și roz. Ei, în total sunt 90 de ani. Da. Păi sunt diferite, asta e povestea. Să vedem cum din albe plus roșii fac în total albe plus roșii 70. Gata. Arătare. Da. 33. Să vedem. Roșii plus albe și cu roșii, fac 70. Roșii și cu roz? Roz? Da. Cum? Păi 30 cu 40 dau 70. Roșii sunt 40. 40 plus 3,
70 pe vers a terminit tot. 70. Și cât sunt de fiecare? Roșii, albi sunt câte? Sunt 30. Da. Roșii sunt 40. Da. Roz sunt 30. Și acum când le-am dat pe toate, câte îi dau? 70. Păi dau când le-am dat pe toate, ai zis 30, 40 și 30. 30, 40 și 30. Și acum când le-am dat pe 30, 30 și cu 40 și încă 30. Le dau total cât le dau? 30, 40 și 30, cum ai spus tu, dau cât? 90. Cum? 30 cu 30, 60. 100. 100, mă, și eram mai tăiat acolo. 90. 190, 10. Deci dintr-o 100 scazi pe 90. 100 minus 90. Și stai, mă, așa făceam, mai să făceam. Albii erau 60. Și albii sunt? 60. 60. Și cu roșii cât e atunci? Roșii 10. 10. O 70. Bun. Acum roșii dacă sunt 10 și cu roz? 60. Tot 60. Că nu se pare. 70 și 40 fac 140. Să găsim noi idei. Trebuie să găsim noi idei. Am încercat așa. Tu ai încercat. Dar fii atent. Pentru 70 nu numai 10 și cu 60. 50 și 20. Aș fi 50 și 20. Sunt multe variante. Sunt și cum să facem noi? Sunt mai multe variante, da? Da. Și dacă tu ai luat-o, trebuie să te gândești să fac tot 70, aici e povestea. Ia să le adunăm. Deci avem așa, hai să zicem, albe, atât. Roșii, avem atât. Da? Da. Ele împreună, astea două, cât fac? 70. 70. Astea ce ne-au fost? Albe și aici roșii. Roșii și cu roz, cu froz, da, froz, fac chiar 70. Cred că nu scrie 0. Adică, aici 70. Cred că roz o să fie 0. Cât? Zero. Rozul? Da. Rozul zero? Da, poate să fie și cea din mediu 70. Poate să fie 70 și atunci albii și roz fie zero? Poate să fie. Da, toate adunate fac 90. Ne trebuie să țin cont că toate adunate 90. Păi zis, când ai zis 70 și... 7...
30 și 40, nu? 30 și 40. Adică spunem 30 aici. Și la noi și 40. 30 și 40. 30 40. Acum aici 40 aici. Dar nu se poate. Și până la 70 câți ani mai trebuie aici? Cât este al meu până 70. Iar 30. Și când pui 30 ăsta, 30 cu 30, fac suma. Să pui aici prima 20. 20. Aici la a doua 50. Da. Și 50. Și la a treia ce se pune aici? 20. Tot 20 ca să fac 70. Dar 20. Acum îți văd, dar faci și 90 în total. 20 cu 20, 40. Și cu 50, 90. Foarte tare. Deci am, ai văzut? Ai văzut cum? Tot am încercat. Tot am încercat. Mai trebuie să găsim ideea. Important era ca asta din mijloc, nu? Nu știai cu cât să pornești. Că trebuia să ajungi la 70. Dacă tu însă te prindeai de o poantă și era noi 70 cu 70. Adică asta toată și cu asta toată. 70 cu 70. Se fac 70 cu 70. 140. Și din 140... Îți vedeam prin 90. 90. Și îți vedea 50. Îți vedeam ăsta de mijloc, ăsta care se repete de două ori. Era tare de tot chestia asta. Deci îți vedea cine se repete de două ori. Era la fel aproape ca cele cu numerele. Păi da, de ce? E modelul acela de înainte. Da? Dar nu acum, eu n-am mai scris numele când am zis, băi, decât să vezi tu. Aia se face fără să vezi. Că am luat de la întâmplare. Dar mi-a și problema. Pentru că eu am avut aici în minte chestia asta. Deci, care au fost numele luate din mine la urmă? 20, 50 și 20. Băi, mă, 20. Voi le știați. Păi da, la profet, n-a făcut așa repede în minte acolo. Azi, să fac o problemă în total 90. A, zic că 20 cu 50, pun 50 aici, 20 și 20. Și pe mine zic, ăsta două fac 70. Și cu 20 și pot să fac altul așa, hai să modific aici 10. Zice cu 60? Și atunci 10 și cu 50 fac 60. Deci albe și roșii, albe plus roșii, cât fac în total? Albe plus roșii fac acum 60. 60. Iar aici îmi spun 30. Și 50 cu 30. Ai luat 90. Tot 90 mă duc. Tot la problema asta. Și zic roșii acum. Roșii plus roz. Roz. Egal cu cât fac 80, da? Nu te uita? Nu. E, acum am pus evitat, nu poți să te uiți. Dar acum am arătat prietenilor noștri din nou cum faci masele de probleme. Deci, punem trei mărimi și fixăm noi numele. Două din ele le-am adunat, le adun și pe cealaltă două. Știu și suma totală. Și atunci, da, și atunci întrebări de autor, de rezolvitor, câte sunt de fiecare. Și poanta este cea care se repetă oamenii. Deci cea care se repete de două ori. A doua s-a repetat aici, nu? Uite, dacă a doua... 60 cu 80 ce fac? 60 cu 80... 60 cu 140. Și din 90 dacă scădem, din 140 dacă scădem din 90, tot 50 o vine. Deci vezi? Problema merge foarte frumos. Hai să mai facem încă una în care tu propui acum. Spui, o buchet de floare este cât de mare? Ia alt număr, nu 90. Stai să mă gândesc. Ia un număr așa. Nu 150, 200. 200, foarte bine. Eu fac cele trei vase și, în total,
Deci total. 200, da? Da. Ăsta, două împreună de se fac. Să facă... Tu ieși, trimite așa, se repartizează cât aici, cât aici, cât aici, ca să facă 200. Pune și câte vrei să pui. Să facă 200. Dacă pui, pune un număr. 75. 75. Aici pune un alt număr. 85. 85. Și adună 75 și 85, cât face? 78. Bă, da. Mai întâi, 5 cu 5, 10. 10. Ai dus-o la prietenul de față. 160. Fac 160. Și cât ar mai trebui până la 200 ca să 40. 40. Și acum, restul a două câte zi fac împreună? 60. Deci, asta s-a făcut de roșii și galbi. Ha, ca să nu mai exact. Albe, roșii și galbi. Zici-mi acum. Albe plus roșii, cât fac? Fac. Albe plus roșii, vă urmă mai 160. Iar roșii plus galbene, cât fac? Roșii plus galbene? Roșii plus galbene, 40. Face? 85 cu 40. 125. 125. Și acum, ștergem aici, ștergem aici, ștergem în galbene și spunem, într-un buchet de flori sunt 200. De, da. Nu? De garaf, la un loc. Da. Albe și cu roșii sunt? 160. Roșii și cu galbene sunt? 105. Aflați voi câte sunt. Albe, câte de sunt? De mai mult. Roșii și câte sunt galbene? De mai mult. Asta cu 100, 200. Da, și ce dacă? Ia să vedea că adună. Cât fac aici? Fac 285. 285. Scădem 200, știi, așa aici. 85. Și 85 ăsta scos aici. Ai văzut? Bine. Și el dacă se prinde, că ăsta alb și cu roșu, e făcut atâta. Roșu și cu galben, deci roșu e de două ori toate. Și aici, și în partea altă. Și atunci când le adună pe amândouă, 160 cu 120 fac 285. Scade 200 și rămâne 85 și o aflat pe roșii. Da? 85. Că când nu-i dai, eu nu știu numele astea. Astea sunt niște mecherile făcute din tine în compunerea problemei. Deci, care e ideea? Hai să mergem încă o dată. Totalul știi. Total. Îl dai tu. Urmă, îți fixezi numărul lor. Adun două dintre ele și iar alte două dintre ele. Și ai îi dai ca informații și pe urmă spui, află tu câte sunt albe, câte sunt roșii, câte sunt galbene. Vezi? Poți să mă fac una? Mai facem încă una, da. Dă tu. Te rog, vrei tu. Da. Total. Da. Da. Total. Da, un număr. 45. Deci total 45. Acum distribui-le tu, cum vrei tu. Gata. Cum vrei. Să fie 40. 40. Și mai trebuie să fie 5. Și cealaltă mai trebuie nimic? Înțeleg. Păi te trebuie să fie la 4? Nu. În primul cu 20 și în a doua 20. 20. 20. Și aici 5, nu? Și acum cum îi dai tu informația lui? Da. Albastru. Alb și cu roșu. Fac 40. Sigur că da. Alb și cu roșu. Roșu și cu galbene. Fac 25. Și galbene și cu... Nu, nu ne spune, nu ne mai dai. E prea mult. De ce? Să știu. E atât. Știi să te știi asta. Dar e prea mult de informații. Îi dai minim posibil. Și
Nu? Poți să faci altă, alb cu roșu, roșu și galben, dar poți să vin pe galben de două ori. Sigur că da, tot 45, dar îi dai mai mult decât informația asta, îi dai totalul și îi dai roșu de două ori, atât. Roșu sau galben de două ori. Tu poți să mai faci așa. Altă problemă, asta e prima problemă. A doua problemă este așa. Alb și cu galben, alb plus galben egal cu cât? 25. Și galbenul ții. Și galben și cu roșu, galben plus roșu, aproape 25. Este aceeași problemă. Da? Sau a treia problemă. Unde, pe cine am băgat noi de două ori? Galbenul este plus. Aici e roșu. Ne-am face albul de două ori. Facem două și era mai multe informații. Da. Noi nu-i dăm de nimeni de informații, posibil. Doar una? Da. Așa, da. Tu, de ce ați da. Mâine, când vreau să rezolv aceste probleme. Nu, compune tu două probleme pe care eu să nu știu. Tu știi și mai poți să pui ce vrei de mă. Poți să pui și 1000? Nici 1000, mă, că mai descurcai. Câte să facă? 3. Nu, să facă 3. 3. Două probleme. Două probleme care se compune el după varianta asta. Și ce numere își alege, e problema lui. Eu n-am să știu. Important este că voi fi pus la pregătură maximă. Eu trebuie să rezolv asta. Ok. Bine. Așadar, la revedere, nu, la revedere! Vreau să știu, dar sinteza, sinteza, a fost prima suma Gauss. Da? Suma Gauss, asta a fost cea mai tare chestie pe care mi-a povestit-o el. După care am avut probleme cu 3 necunoscute. Da, probleme cu 3 necunoscute. Dar profesorul, ce din ei joacă? Aceea, da, toate erau necunoscute. Toate, deci 3 necunoscute. Da. Și noi am adaptat pe informațiile celea 3 și 2 de necunoscute. Așadar, le spunem prietenilor noștri. La revedere! Și nu uitați la share, să abonați la propriul online. Și ceva? La copii, la colegi, prieteni. Când merg pe stradă și găsesc... Mă, când merg pe stradă să-mi trebuie cu ceva ce trebuie să-ți vezi. Stai așa. Stai așa, că știu pe ceva, îl cunosc pe ceva, ce spun. Îl cunosc pe profu? Profu, da. Așa, așa, am fost la lecție. Noi și mă vedeți și pe mine, sunt acolo, prin plan. Da. Așa, așa vezi. La revedere! La revedere!